glas de primitore și o să mai vin la cererea dumneavoastră, bineînțeles. Un acordeon, mi-a luat tecnul un acordeon, am fost instrumentist câțiva ani și după câtva timp am început să cânt cu vocea. Nu am pe nimeni în familie de cântă. V-aș ruga să interpretați pe mine și eu. Vă trageți dumneavoastră puțin sufletul să luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Spune-te, rog, cum te numești și de unde ne suni? Mă numesc Paulescu Dragoș și sunt din Mărășești. Spune-te, rog, te ascultăm!
Aș dori și o dedicație pentru familia mea, sora mea, nașii mei și pentru prietenii mei, Adelina, Ida, Denisa, Alexandra, Ionela și Mario. Sigur că da, toată emisiunea din această seară să fie dedicată tuturor celor care dorești tu. Mulțumesc! Mulțumim și noi! La revedere! Domnul Leanță, acum aș vrea să ne spuneți puțin despre originea cântecului care mi l-ați interpretat mai devreme. Păi să începem cu, să vă spun, tatăl meu se ocupă cu lemne. Știți, și are legătură cu pădurarii. Și atunci v-a venit și mi-a venit ideea să fac cu, da, o melodie dedicată lui. Da. E cântecul dumneavoastră, da, și da. Linia melodică și versurile. Versurile sunt ale mele, linia melodică este făcută de Costel Bugă, de la noi, de la Gorjul Mare, acordionist și instrumentist și orchestrator, care a compus și a pierdut în viață multe, dacă știți bine melodia, nu, el a compus-o, linia melodică, Aniculini Stoican. Da. Mare eticheta a cântecului popular, nu, mai ales de cine lăsă din zonă și în toată țara. Da. Propun să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Prietenul meu, sigur că da. Mulțumim pentru telefon. La revedere. De unde mă numesc? De unde sunt? Da, spuneți și de unde sunteți. De la Mietru. Da. Și... Cum vă numiți? Cum vă numiți? Da. Mulțumim pentru telefon. La revedere. Acum aș vrea să ne povestiți, să revenim la copilărie, că vorbeam și vă apucați să ne spuneți că de moștenit, de unde ați moștenit dumneavoastră talentul? Păi v-am spus, în familia mea și chiar în neamul meu nu cântă nimeni. Taică meu a fost șofer, maică mi-a lucrat în comerț, copilăria a fost foarte frumoasă. Copilăria mea a fost foarte frumoasă, da. De la ce vârstă ați început dumneavoastră să cântați? Păi am început să cânt la instrument, mi-a luat taică meu un acordeon pe la 6 ani. Și chiar mi-a plăcut, m-am dus la Clubul Elevilor acolo la noi, la Bumbejiu, și am făcut vreo 8 ani am stat. Cum de v-a plăcut muzica populară dacă din familia dumneavoastră nu cântă nimeni? Probabil că am fugit singur la părinți și trebuia să mă joc cu ceva, nu? Da. Propun să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Spune-te rog, cum te numești și de unde ne suni? Mă numesc Mariu și sunt din satul Mărășești. Te ascultăm. Aș dori să fac și o dedicație pentru părinții mei, pentru surorile mele, pentru unchii mei și pentru prietenii mei, Aida, Ionela, Denisa, Alexandra, Drago și Adelina. Sigur că da. Mulțumim pentru telefon. La revedere. Ați făcut studii speciale de canto? Am făcut liceu de muzică la Târgu Jiu. Cum evoluează vocea? Bine, până îmbătrânim, până pe la vreo 80 de ani, sper, 90, să ne țină. Da. Ce ne puteți spune? Cum se lansează un talent? Cu foarte mare muncă. Și trebuie să muncească foarte mult. Deci eu eram, unde stăteam eu, chiar cu acordeonul, eram, mă știa tot orașul acolo. Eram un ăla mai înalt, așa, de vreo jumătate de metru și acordeonul mai mare ca mine. Cântam, mă puneam în gem și cântam, toată lumea. Propun să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Lumina. Bună seara! Mă numesc în satul Rudina. Mă numesc Slăvesc Costinel. Da? Câți anișori ai tu? 8 ani. Mulți înainte. Da, și o să dați niște dedicații. Te ascultăm. Pentru părinții mei. Da. Costel, Nicoleta. Da. Fratele meu Nicușor. Da. Pentru unchii mei Marus, tataie, Dumitru. Da. Unchiul meu Petrică. Da. Nătușa mea Mirela, verișorii mei, da. Ramu și Pătronela, da.
Bunicii mei de la Rușuri, Constantin, Rodica, pentru Vari, unchiul meu, pentru nana Petrică, da? Mătușa mea persoana. Ai o listă foarte lungă. Nicolae, da? Daria, Ramona, da? Nicușor și Mareta. Și pentru tine. Și pentru dumneavoastră. Și pentru tine și pentru familia ta. Pentru vătătoarea mea, doamna Dana. Da? Pentru mea, Cami. Pentru prietena mea, Cami. Da? Pentru Dada. Și pentru toată lumea și pentru toți telespectatorii care ne urmăresc. Da. Mulțumim pentru telefon. La revedere! Acum aș vrea să ne spuneți pe cine ați auzit dumneavoastră cântând de... V-a plăcut așa mult muzica populară? Păi, stimam un profesor de acolo, de la noi, de la Sado, pe domnul Buligiu Costel. Și între timp a devenit și prieten și un profesor foarte bun și un mare meseriaș. Și de acolo a pornit totul și așa mai departe. Ați avut îndrumători? V-a fost alături părinții, cineva? Părinții, da. Părinții. Cu cine ați colaborat dumneavoastră? Cu cine am colaborat? Cariera artistică. Cu foarte mult. Cu toți soliții de la noi din Gorj. Și chiar și din altă parte, da. Da. Propun să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați? Mă numesc Dede Davidescu de la Balam. Da? Și aș vrea să dau și eu câteva dedicații. Sigur că da, spuneți, vă ascultăm. În primul rând, pentru fratele meu, Jexi și Ileana. Da? Pentru Gogu și Ilinca, Chitinia de la Iuca. Da? Pentru Ani de la Modru. Spuneți. Așa? Pentru Tantitita Răuț de la Izvarna. Da? Pentru nașii mei, preotul copil Dan și Viviana. Spuneți în continuare, vă ascultăm. Pentru părinții mei și pentru sora și cumnatul meu, Diana și Emanuel din Italia. Sigur că da, și pentru dumneavoastră. Mulțumim pentru telefon. La revedere! Spuneți-ne dacă ați participat la concursuri, festivaluri, când... Da, am participat la festivalul Maria Lătărețu și ca instrumentist am luat un premiu. Deci au fost câteva spectacole. Dumneavoastră mai cântați și la vreun instrument? De vreo 10 ani nu, numai ca solist. Dar v-ați cântat și la... Bineînțeles, am fost organist, colegii mei mă știu. V-a plăcut mai mult cu vocea și ați continuat... Da, da, da. Vă propun să ne mai interpretați o melodie. Da, și cu ocazia asta vreau să fac și eu câteva dedicații, dacă se poate. Sigur că da. Pentru un prieten foarte bun de al meu de la Sado, pentru Gabi Paliță, pentru soția lui Nadia și pentru fetița lui, să le dea Dumnezeu sănătate, sunt niște oameni de... nota 10, niște oameni de încredere, de mare ajutor. Și pentru un grup de persoane la care mâine o să le cânt la un eveniment, pentru Ion Stoiculescu, pentru Vasi Văcărețu, pentru Neamitică Crintea, pentru toți prietenii care o să fie acolo. O să-i sorcovesc mâine, că n-am avut timp până acum, am fost în alergătură. Da, am alergat toate sărbătorile astea. O să vorbim și despre sărbători, dar înainte să ne interpretați melodia, să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați? Sunteți în direct, vă ascultăm. Îndepărtați-vă de televizor sau dați sonorul mai încet. Da, Adi, vorbesc de la aparatul. Vă ascultăm. Aveau și eu niște dedicații pentru Ionica Lăutară de la Bala. Da? Spuneți, vă ascultăm. Da, pentru Ionica de la Bala, pentru Elvis Presley. Da? Fiind pufa cel mai vechi lăutat posibil de la Bala. Vorbiți frumos, vă rog frumos. Da, da, da. Pentru da. Ali. Da? Mulțumim pentru telefon. La revedere.
Și am omis pe cineva pentru domnul Sergiu Tărău, prietenul meu de acolo, de la Porceni. Sigur că că da. Mâine seară mă ia de urechi dacă nu le fac dedicații. Da, sigur. Acum vă rugăm să ne interpretați melodia. Nu pot iubi, de napa nu pot dormi, de dormi nu dor deloc, ca fără iubit nu pot. N-am să dor lume doi ani, că n-am să fac rost de bani, dar am să beau zi și noapte, să iubesc mândrile toate. N-am să dor lume doi ani, că n-am să fac rost de bani, dar am să beau zi și noapte, să iubesc mândrile toate. Mâna ții sticluța, pe picior îmi ții mândruța, mi-am putut o gură de vin și cu mândruța pe sân. Mi-am învățat mândrile pe lup, îmi place să trăiesc, și că-mi place părărelu, și-atunci pot să-l iubesc. Mi-am învățat mândrile pe lup, îmi place să trăiesc, și că-mi place părărelu, și-atunci pot să-l iubesc. Să curgă vinul, cum curge orcul și jiu, să schimb între ceas de ceas, să fac la dușman de cas. Că beau iubesc și-am dușmani, atunci-a stânăr de ani, arzăvar focul de bani, când vă strângam prea mulți ani. Că beau iubesc și-am dușmani, atunci-a stânăr de ani, arzăvar focul de bani, când vă strângam prea mulți ani. Și de această dată vreau să vorbim, ca de obicei, despre originea cântecului. Sau toate cântecele care le aveți dumneavoastră sunt compoziții proprii? Sau... Da, sunt compoziții proprii, liniile melodice și orchestrația și această melodie făcută de Costel Bugă. Și dar versurile de dumneavoastră. Da, și un viorist de-al nostru de acolo, de la Sadu, un bun viorist cu Luci Ciucă, Lucian Ciucă, toți îl știu, da. Mare maestru. Vorbeam înainte să ne interpretați melodia despre sărbători, ne spuneați dumneavoastră. Da. Ce ați făcut de sărbători? Am cântat. Deci am cântat, am avut o colaborare cu primăria Roșiile de la Vâlcea, unde s-a născut, da, Maria Ciobanu, chiar din sat de acolo. Revelionul, tot la fel, noi știți, astăzi seara e revelionul nostru și sunt la dumneavoastră în emisiune, dar o să mă duc la colegi după ce termin emisiunea, după ce... cer scuze față de colegii mei și o să chefuim și noi în seara asta, că da, am prins și noi un liber. Să mai luăm un telefon direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați? Mă numesc Bărbuța Bărbuța și sunt în Mărășești. Vă ascultăm! Aș dori să ascultați pentru familia mea, pentru prietenii mei și fiinii mei. Da, sigur că da, toată emisiunea din această seară să fie dedicată tuturor celor care doriți dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru telefon. La revedere. Aș vrea să ne spuneți cum vă împărțiți dumneavoastră între familie și cariera artistică. Păi, soția fiind la servici, când vine ea plec eu, știți? Și ne întâlnim. Când e liber, mai merge cu mine, mai se mai recrează, că știți cum e cu serviciu, cu, da, munca. Aveți evenimente? Vă duceți tot timpul la cântat? Bineînțeles. Deci chiar ne ținem de cuvânt. De la un eveniment ne cunosc, la un eveniment ne cunosc alți oameni și ne ia la alt eveniment și nu ne permitem și să facem așa o greșeală. Timp liber mai aveți? Mai este și timp liber, mai este, da. Mai avem, mai strecurăm. Ce faceți dumneavoastră de obicei în timpul liber? Ce vă place să faceți? Păi ce... C-
când vin de la câte un eveniment, câte o nuntă, nici musca să nu o pic, să stau da. Să mă odihnesc, da. De obicei, așa cum arată o zi din viața dumneavoastră? Cu casa plină de prieteni. Foarte, foarte da. Frumos și foarte bine. Da. Aș vrea să ne, spune, să ne povestiți puțin despre zona dumneavoastră, ce ne puteți spune. Păi, după cum bine știți, eu vin din Bumbejul la 20 de kilometri, 18-20 de kilometri de Târgu Jiu, da. Către defileul Jiului. E o zonă frumoasă, zonă de munte, tot ca la dumneavoastră aici. Super, aer curat, liniște. Și despre costumele populare, ce ne puteți spune? Păi, costumul, cămașa și acest brâu, luat din, de la un prieten al meu, de la Florin Tantan, dacă îl știți, din Tismala, un prieten bun al meu, el mi le face. El... Nu ați moștenit de la bunici? Sau? Nu. Din păcate, nu mai am niciun bunic și... Da. Aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră promovarea folclorului, a autenticului în general? În general, să știți că e foarte greu. Sunt foarte mulți pe piață. E foarte greu. Trebuie muncă multă și asta e, trecem prin ele, vedem unde ajungem. Încercăm. Ce ne puteți spune? Ce este folclorul? Ce reprezintă pentru dumneavoastră? Pentru mine, liniștea sufletului meu. Deci prin muzică mă liniștez, mă recreez. Uităm de... Avem și noi necazuri, ca tot omul da. Și așa mai departe, da. Sunt și momente mai grele. Sunt și momente, da, mai grele, da. Vi s-a întâmplat să mergeți la vreun eveniment și să rămâneți așa cu o amintire neplăcută sau... Mai sunt și amintiri neplăcute așa, dar nu le luăm în calcul. Mergeți mai departe. Mergem înainte, da. Ce nu ați face dumneavoastră niciodată în muzica populară? Ce nu aș face da, în muzica v-ați gândit populară? Așa vreodată să... Sincer, nu m-am gândit. Ce nu aș face. Aș încerca totul. Să vedeți dacă e posibil da, sau nu. Da. Ce planuri aveți dumneavoastră de viitor? Să faceți vreun album? Să-l imprimați? Da, trebuie să finalizez un album până la finele anului. L-am un proiect. Acum știți cum e. Împărțim veniturile și cu familia și cu... E mai greu cu albumele cu astea. Sponsori mai puțini acum. Da, sper să-l terminăm. Proiect ceva? Aveți un plan mai curând? Păi da, am niște melodii, v-am spus, un proiect. Să vedem acum, lucrăm la ele. Acum vă propun și dumneavoastră și telespectatorilor să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Dragi telespectatori, am revenit. Vreau să vă reamintesc faptul că putem veni la anunțele dumneavoastră spre Afile Vilma cu studiouri mobile cu până la două sau două, trei sau chiar patru camere și de a vă transmite în direct momentele importante din cadrul evenimentului. Toți cei interesați ne pot contacta la numărul afișat pe ecran. Și acum se pare că avem un alt telefon în direct. Alo, bună seara! Bună seara! Alo. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Vreau și eu să fac o dedicație pentru familia mea, da? Pentru sora mea. Da? Spuneți. Vreau și eu să fac o dedicație pentru vă ascultăm. Familia mea, pentru sora mea, pentru colega mea, Aida, pentru Alexandra, da? Pentru cea mai bună prietena mea, Roberta, și pentru toți colegii mei. Sigur că, dar toată emisiunea din această seară să fie dedicată tuturor celor care dorești tu. Mulțumim bine, pentru bine. Telefon. Bine, la revedere. Aș vrea să vă întreb acum să ne spuneți de fapt dacă muzica unui dacă este plătită munca unui interpret, da. Să știți că sincer nu prea este plătită, dar noi ne mulțumim pe ce ne dă Dumnezeu. Știți, nu, nici nu ne îmbogățim, nici nu sărăcim. Da. Trăim modest, nu suntem... Propun să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Salut, Doamne ajută! Dumnezeu să fie cu noi! Da. Spuneți! Ce rugăminte aș avea? Aș vrea și eu în seara asta
să dedic pentru Dregescu Silvia, din Vara de Sus. Da. Un cântec, de-aș mai avea 30 de ani. Domnul din această seară nu are această melodie, dar cu altă ocazie când o să avem pe cineva care cântă live, o să fie și această melodie. Da, dar acum, din seara asta, ce anume aveți dedicație? Avem Cu ce e omul pe pământ, urmează o melodie frumoasă pentru dumneavoastră. Da, bun, bun. Da, bun, pentru dumneavoastră, da. Și pentru toată familia dumneavoastră. Și pentru toți telespectatorii noștri, da. Să fie cu noi. Ne puteți spune cum vă numiți și de unde ne sunați? Da, Dregescu George. Da. Din comuna Padeș. Da. Satul Padeș. Mulțumim pentru telefon și noi vă mai așteptăm în direct. Da, și eu pe dumneavoastră și multă stimă și mult Dumnezeu să fie cu noi. Să fie. Să fie. Sunt dascăl la Bara de Jos. Mulțumim pentru telefon. La revedere. Acum v-aș ruga să ne interpretați o altă melodie și revenim. Cu cea mai mare plăcere. Sărbătoare, pe mușpriți în ochii foc, să turnăm vinul în pahare, ai prieteni dragi noroc. Să bem din roșu o gheață și să uităm de nevoi, fă-ne plin o grâșmăriță, hai vezi, fă-ne un doi. Haideți să o facem lată, să nu ne gândim la ani, că trec unul câte unul, dragi prieteni la mulți ani. Haideți să o facem lată, să nu ne gândim la ani, că trec unul câte unul, dragi prieteni la mulți ani. Toșii dragi ne-am adunat, să ne cânte lăutarul până zurne încetat. Cântați lăutari o sârbă, cu prietenii să joc, azi e mare veselie, să jucăm sârba pe loc. Haideți să o facem lată, să nu ne gândim la ani, că trec unul câte unul, dragi prieteni la mulți ani. Haideți să o facem lată, să nu ne gândim la ani, că trec unul câte unul, dragi prieteni la mulți ani. Trece când vei cu prietenii, vinul-i dulce și e rece, un bea și un chefui. Acasă nimeni să nu plece, stăm aici fie ce-o fi, toată noaptea vom petrece, mâine până-n zor de zi. Haideți să o facem lată, să nu ne gândim la ani, că trec unul câte unul, dragi prieteni la mulți ani. Haideți să o facem lată, să nu ne gândim la ani, că trec unul câte unul, dragi prieteni la mulți ani. Să nu vă mai întreb de originea cântecului, pentru că ne-ați spus că sunt compuse de dumneavoastră. Acum să mai și această melodie este orchestrată de Costel Buga. Vreți să o dedicați cuiva? Este făcută tot din viața dumneavoastră, da, este, personală. Da, și e orchestrată de Costel Buga, după cum v-am spus, un prieten bun de al meu și un mare, mare, mare
Deci s-a dorit și meseria și... Propun să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, Sorina! Bună seara! Am și eu o dedicație pentru mama mea, da? Pentru tatăl meu. Da? Pentru... Spune, te ascultăm! Mă numesc Vădnic Ușor, aș vrea să fac o dedicație te ascultăm. Pentru mama mea, pentru tatăl meu, pentru bunicii mei, de la Ișor, pentru uncelele de la Vala, pentru mătușa mea de la Vala, da? Pentru verișorii mei de la Vala, pentru fratele meu, pentru unchii mei de la Rubina, pentru mătușele mele de la Rubina, pentru verișorii, pentru bunicul meu de la Rubina, da? Pentru mătușa mea de la Rubina, pentru verișorul meu azi. Și pentru prietena mea, Bianca, surorile da? Ei și părinții ei. Toată emisiunea din această seară. Și partea fratelui meu pentru Cani și părinții ei. Sigur că da. Și mei și mușii mei. Toată emisiunea din această seară să fie dedicată tuturor celor care i-ai enumerat tu. Nu cred că are domnul, dar cu altă ocazie sigur va fi. Mulțumim pentru telefon. La revedere. Ce ne puteți spune, ce părere aveți dumneavoastră, un interpret ajunge mai repede la sufletul omului decât un alt artist? Cred că toți suntem apă și un pământ. Deci nu sunt diferențe. Ei, unii sunt mai plăcuți, unii mai neplăcuți artiștii și la noi interpreții la fel. Unii suntem plăcuți, la altă lume nu suntem plăcuți. Dar... trebuie să ne facem datoria și încercăm să intrăm la sufletele lor. Propun să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, doamna Lucica! O, Doamne, să te cânt, stai la tine, Loredana! Da? Loredana, bună seara, bine ai venit! Bună seara! Te așteptam cu mare drag, sigur, emisiunea asta pentru mine e un model. Mulțumesc! Aș dori și eu să fac câteva dedicații. Vă ascultăm. În primul rând pentru tine. Mulțumesc frumos! Că dacă vrei să spun o persoană care să vedem dacă cunosc. Spuneți! Astăzi are emisiunea pentru doamna profesoară Elena Ministanche. Da. Multă sănătate și fericire. Și eu la fel îi transmit. Da, știu că a fost profesora ta, draga mea. Da. Da, și mă bucur tare mult, doamna Elena Ministanche. Și eu îi mulțumesc foarte frumos. De minune. Și eu îi mulțumesc foarte frumos pentru tot ce a făcut pentru mine. Da, frumos, Loredana, frumos, bucată așa și tăi. O spun că de aia nici nu pot, dacă nu intru în emisiune, sunt bolnavă. Aș dori pentru spuneți special, mulțumesc pentru și pentru dumneavoastră la telefon, îi mulțumesc din suflet pentru că am avocat ca printr-o și eu pentru invitatul dumneavoastră din această seară. Aș dori dacă vrea să facă un cântec așa de albunțului frumos pentru bătrânețe, pentru știe cânsul, pentru de-aia este un solist de mare valoare. Vă mulțumesc mult, cu cea mai mare plăcere. Și vă mulțumesc frumos că ați venit asociat lângă fața noastră, dragă și da, sfântă dar cum puteam să refuz pe această domnișoară frumoasă? Bineînțeles, bineînțeles. Absolut nimeni nu mă poate refuza, pentru că este o casă cu suflet mare și are grijă de noi telespectatorii. Așa e, cum spuneți dumneavoastră, da. Mulțumesc și eu foarte frumos. Și eu pe dumneavoastră. Sigur că da. Mulțumesc pentru telefon. La revedere. Mulțumesc și eu. Și eu, la revedere. Acum v-aș ruga să ne mai interpretați o melodie și revenim. Thank you.
pământ nu se zbură atât de vânt. Cum pe pământ se aștepte tot așa și omul piere. Ce omul pe pământ nu se zbură atât de vânt. Cum pe pământ se aștepte tot așa și omul piere. Că și eu ca frunza sunt și mă-i trece pe pământ. Măcar 100 de ani să trăiesc și nu vreau bani. Că și eu ca frunza sunt și mă-i trece pe pământ. Măcar 100 de ani să trăiesc și nu vreau bani. Ne trăiesc bune, trăiesc rele. Așa e viața lăsată, să trăiesc numai odată. Până frunza se aștept, ne trăiesc bune, trăiesc rele. Așa e viața lăsată, să trăiesc numai odată. Că și eu ca frunza sunt și mă-i trece pe pământ. Măcar 100 de ani să trăiesc și nu vreau bani. Și eu ca frunza sunt și mă-i trece pe pământ. Măcar 100 de ani să trăiesc și nu vreau bani. M-aș pune-n păr la mândra, să nu mă las pe pământ ca să pot trăi mai mult. Deci fi și eu ca frunza, m-aș pune-n păr la mândra, să nu mă las pe pământ ca să pot trăi mai mult. Că și eu ca frunza sunt și mă-i trece pe pământ. Măcar 100 de ani să trăiesc și nu vreau bani. Că și eu ca frunza sunt și mă-i trece pe pământ. Măcar 100 de ani să trăiesc și nu vreau bani. Că și eu ca frunza sunt și mă-i trece pe pământ. Măcar 100 de ani să trăiesc și nu vreau bani. Că și eu ca frunza sunt și mă-i trece pe pământ. Măcar 100 de ani să trăiesc și nu vreau bani. Foarte frumos, iar acum până vă mai trageți dumneavoastră puțin sufletul să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Spune-te, rog, cum te numești și de unde ne suni? Mă numesc Mariu și sunt din satul Stănești. Te ascultăm! Aș dori să fac o dedicație pentru unchii mei, da? Pentru bunica mea, pentru unchiul meu Ilie, pentru părinții mei. Da? Pentru colegii mei, Aida, Ionela, Denisa, Alexandra, Dragoș și Adelin. Da. Și pentru prietenul meu, Adi și Dorin. Sigur că da. Mulțumim frumos pentru telefon. La revedere. Și, acum... și continuie cu dedicația. Am un prieten aici, mi-am adus aminte la Padeș, pe Frățilescu Constantin. Domnul inginer Frățilescu Constantin, un prieten bun al nostru de familie. Se ocupă și el cu lemne și mai colaborăm mai. Ce ne puteți spune despre familia dumneavoastră, dacă aveți copii? Da, am un băiat de 13 ani. Și vă doriți să vă urmeze pașii? Da, mi-aș dori cu din toată inima, dar nu-i place. Deci nu-i place. Nu-i place, am încercat, nu. Asta e, mai emotiv, mai timid, știți, în meseria noastră trebuie să fii puțin mai înfigăresc, să, da. Să vorbești puțin mai mult. Al meu e tăcut, e în banca lui, calculatorul, prietenii lui și, și, atât. Și mai departe, da. Să mai luăm un telefon direct. Alo, bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați? Sunt Gicu Duralia de la Rudina, din comuna Bala. Da. Aș vrea să fac și o mese dedicații. Sigur că da, vă ascultăm. Pentru nepoțica mea, Tania Larisa. Da. Pentru cel mai bun primar al comunii Bala,
Da. Pentru fica mea Nicoleta, pentru ginerele meu Costel, pentru fiul meu Liviu, pentru nevasta mea, pentru părinții mei, da, pentru nașii mei, moșii mei și pentru dumneavoastră că sunteți o fată drăguță. Mulțumesc și pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim frumos pentru telefon. La revedere. Bineînțeles și pentru preotul din Bala, că i-am cântat la nuntă, pentru preotul Rață. Da. El e din Godinești, da, e preot acolo în Bala, am înțeles că... Da. Dacă tot am vorbit despre copii, aș vrea să îmi spuneți ce sfat le-ați dat dumneavoastră tinerilor talente care vor să urmeze o carieră artistică. În primul rând să fie foarte serioși, să muncească foarte mult și să încerce să nu imite pe nimeni, să fie ce sunt ei. Deci cum cântă ei, să nu imite pe nimeni. Asta ar fi sfatul meu. Acum, na. Fiecare de... cum da. Gândește. V-aș ruga să adresați vreo câteva cuvinte de încheiere, dar mai întâi să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați? Sunt Larisa, de la Godeanu. Da? Aș vrea și să fac o dedicație pentru domnul Adrian, că este cel mai șmecher om. Da? Și pentru toți respectatorii. Mulțumim pentru telefon. La revedere. Acum v-aș ruga să adresați vreo câteva cuvinte de încheiere telespectatorilor. Aș vrea să în primul rând prietenilor, să sau dacă vă, aveți mulțumiri, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație, că după cum am spus, sunteți o gazdă foarte primitoare, cameramanilor și celor din regie, toate întregii echipe. Și pentru telespectatorii le doresc un an nou fericit, plin de bucurii, multe realizări și sănătate, că asta e cel mai important, că restul vine de la sine. Da, noi vă mai așteptăm și într-o cu cea mai mare plăcere. Cu cea mai mare plăcere. Dragi telespectatori, emisiunea noastră din această seară a luat sfârșit. Până mâine seară, eu vă doresc o noapte liniștită. La revedere!